Sărbătoare la Colegiul Național Ion Maiorescu. Elevi, profesori, dar și oameni care au fost mereu alături de liceu au marcat 143 de ani de la înființare. Evenimentul a debutat cu o slujbă religioasă, la finalul căreia liceul a primit câte o icoană pentru fiecare clasă cu Fecioara Maria și Pruncul Iisus. Parohia Buna Vestire, a cărui umil slujitor mă aflu înaintea dumneavoastră, donează astăzi liceului icoane cu Maica Domnului, însoțită de Sfinții Părinți Ioachim și Ana, pentru că dumneavoastră, profesorii, auzindu-vă foarte des în cancelarie vorbind de copiii mei de la clasa cutare sau ai mei de la clasa cutare, vă numărați printre părinților și ei ar trebui atunci când spun rugăciunea, fie că se află la religie sau înaintea tezei, de la o materie sau alta, o vor vedea și o vor chema în ajutor pe Maica Domnului, dar și pe Sfinții Părinți Ioachim și Ana. O altă donație importantă pentru Colegiul Maiorescu a venit din partea patronului grupului de firme Nova Force, Nicolae Florian, ce constă în 5 computere de ultimă generație pentru 2 dintre laboratoarele liceului. Un om care a fost alături de noi de o perioadă mai mare de timp și care sperăm noi că va fi în continuare. Este vorba de directorul Nova Force, Giurgiu, domnul Florian Nicolae, care de curând a fost nominalizat candidat pentru Camera Deputaților, Colegiul 1, din partea PSD Giurgiu. Vă rog, domnul Nicolae, mulțumim! Bună ziua și la mulți ani tuturor! Să fiți sănătoși și împliniți! Mă numesc Nicolae Florian și mă mândresc că sunt absolvent al acestui liceu. Am absolvit liceul în urmă cu 33 de ani. Sunt alături de dumneavoastră. Vă urez succes în activitatea dumneavoastră și să dea Dumnezeu să vă realizați toate dorințele dumneavoastră, să le transformați în materie, da? Să le duceți la bun sfârșit și aș dori cu acest prilej, la acest aniversar, să donez în numele Nova Force, prin Fundația din Dragoste pentru Oameni, pentru laboratorul de informatică, un număr de 4 calculatoare din cele 30, pe care o să vi le pune la dispoziție. De asemenea, să donez și un calculator pentru laboratorul de fizică, un laborator care mi-a fost mie foarte drag pe timpul cât eram elev. Vă mulțumesc! Prezenți la eveniment, câțiva dintre membrii clubului Rotary Giurgiu au anunțat, așa cum au promis în urmă cu o lună de zile, numele câștigătorului unei burse de merit de 2500 de lei după o selecție riguroasă a elevilor cu cele mai bune rezultate la învățătură. Vreau să vă spun că au fost depuse 5 dosare. Misiunea colectivului care a avut drept a trebuit să facă alegerea, nu a fost ușoară, fapt care atestă că valorile se regăsesc printre voi. Ca să nu mai prelungesc suspansul, din totalul de 100 de puncte care erau accesibile în curicula care s-a cerut, domnișoara Șteorobăneanu Ariadna Patricia a obținut 80 de puncte. Suma este de 2500 de roni. O recunoaștere, dacă vreți, a excelenței, a activității școlare, extrașcolare. Celor prezenți la manifestare li s-au mai adresat Emil Vucă, city manager al municipiului Giurgiu, cu un mesaj din partea Consiliului Local și al Primăriei, dar și unul din foștii directori ai Colegiului Maiorescu, profesorul Ion Dincă.